Ce suflet bun are bunica! A venit la cameră și a rugat-o pe fiica dânsei să-i trimită de acasă pijamaua, ceasul țire, o pastă de dinți, niște papuci. Spunea dânsa că de 3 săptămâni nu mai știe nimic de fete și că Roberto este foarte supărat pentru că nu mai are deloc haine, nu mai are tricouri, nu mai are pantaloni și se simte foarte prost în casă. M-a bucurat să văd felul cum vorbea, la modul așa că, uite, maica s-a promis că o să-i trimită și lui și nu i-a trimis nimic și el este foarte supărat și se simte foarte prost. Mi se pare că bunica chiar e gen și mamă și soră și bunică și toate la un loc. Mi-a plăcut mult mesajul dânsei și chiar m-a emoționat. Mai are nevoie săraca de o pastă de dinți. Vă dați seama, ați văzut ce discuții sunt la lista de cumpărături? Deci e clar că sunt nevoi de care nu au cum să se lipsească. Și ați văzut că la lista de cumpărături nu te poți lipi de nimic. Deci cumva doar cei de acasă îi pot ajuta. Pentru că, sincer, are nevoie femeia de o pastă de dinți, de o pijama, de niște tricouri noi, de... Chiar sunt reale nevoile.